Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună seara, dragii mei, și bine ați venit! Bună seara! Mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Și noi mulțumim. Sunt Damian Deghici, artist, muzician și om. Îi urmăresc pe toți trei, sunt fanul lor, dar sunt turiați pe bune prietenie și am mai avut un show filmat împreună cu Florin. Toți trei sunt niște mușchetari talentați, cu ambițiile lor, probabil că pe dedesub mai au și orgoliul ăsta lor frumos. Sunt foarte orgolioși și ei și echipele lor. Și pentru ei competiția este foarte importantă. Sper să vă simțiți bine la noi, că noi tot timpul ne simțim bine unde sunteți voi. Mulțumim frumos, mulțumim! Mulțumim, mulțumim foarte mult! Salut, sunt Sorin, sunt violonist la The Menin Brothers, la orchestră. Cânt la vioară de aproximativ 15 ani, cred. Am 26 de ani și acum vin să fiu juriu la o emisiune de gătit. Dar e foarte interesant. Sincer, e ceva nou pentru mine. N-am mai făcut asta niciodată, dar mă bucur că sunt aici. Tema a fost tocană în această seară. Bine! Da, plac dar nostru. Tocană fine dining. Ah, ce adică semnă? Tocană fițoasă. Fine dining, adică tocană de fițoși. Tocană de fițe. De fițe. Păi, cu de boieri. De boieri. Și au avut câte un ingredient obligatoriu. Iepure, mistreț și vită. Terminați cu iepurile. Știți că noi... Iepurele, tu nu știi. Nu cu iepurile. Tu nu știi, dar iepurele e cel mai bun. Măi, nu e bine. Noi lăutarii cu iepure. Păi nu, că ăsta nu mai e viu. Lăutarii nu mănâncă iepure. Când plecăm la nuntă sau ne ducem undeva să cântăm, să nu ne iasă iepure, că e nenorocire. Mă duc să nu iau... Păi... Știau și ei cine gustă. Dar mănânc și tu iepure. Mănânc, ce să fac, și dacă șeful meu mănâncă... să facă ceva atât de bun, încât să nu rezistați. Da. La asta suntem buni, la mâncat suntem buni. Mă bucur să aud asta. E mai corect. Hai, copii, puneți pe argintiu, da? Mihai, câte una, câte una, câte una. Gustul a fost foarte bun. Eu am gustat și carnea, și vinetele, și sosul, deci bestial. Adică foarte bun. Poate faptul că avem destul de multe elemente, faptul că am ucis legat la mâini, poate asta să fie un plus. Dacă aș fi tocăniță, nu e tocăniță. Legume puse separat cu iepurașul ăla alb, nins, așa. Preparatul nostru arată superb. Deci la șef Bontea am văzut puțin fine dining, dar la șef Florin n-avea nicio legătură cu fine dining. N-am văzut nimic acolo. Noi ne-am atins tema. Aveam o tocană în farfurie. Gustul era ușor dulceag pentru mine. Păper total, fulcuița perfectă nu era rea, era bună. După gust, nu știu, n-aș avea îndoieri. Super! Cei de la echipa Aurie, super fine dining, dar piureu cu tocana, nu prea mi se pare. O tocană cu o mămăligă, un ardei cu ceva, dar să pui piure, piure cu trufe, am înțeles? Hai să fim serioși. M-au luat emoțiile acum. Le ascunde. Nu, mă, cum atâia? Pe mine m-au luat emoțiile la început. Acum, acum nu trebuie să te... Eu n-am niciodată. Lasă-mă. Hai, Dimo! Îi auziți pe bine, concurenți. Bine. Doamne, acum... Doamne ajută, șef! Doamne, vai, mama mea! Trei, da. Fiind un gurmand înrăit, visam să mănânc și să apreciez o masă, chiar două, chiar trei. Dacă știam că așa bine, veneam și cu copii, dar n-am știut lumea asta, Damian. Și n-are mult, 7 copii și 11 nepoți. Ca aspect. Arăta extraordinar de frumos. De altfel, toate au arătat frumos ca aspect. Am să vă rog să trageți în fața dumneavoastră farfuria argintie. Și vă doresc poftă bună! Să rămână, să rămână! Poftă bună! Ce e asta, mă? Asta pare fi un iepure. Iepure? Da. Cele mai multe elemente au fost la noi în farfurie. Am avut iepurele, am avut dulceață, am avut sos, am avut ratatouille, am avut ciupercă, am avut ardei copt, am avut ceapă. Și cu ăla crocant, 8.
Bă, nu este stupid, da? Adică... Și eu am zis că dacă îți iei iepurile, cine știe ce? Un pic... Exact cum așteptam, iepurele fad, un pic cam tare, din păcate. M-aș fi așteptat la mai mult. Da. Nu e în sos, nu e în... Știi ce zic? Asta e carne de iepure. Dacă nu stă în sos și nu se gătește în sos, devine fadă. Mă rog, așa l-a vrut Sorin. N-am avut timp să mai punem... Să mai punem sos. E de Doamne ferește, o bucățică de iepure, are o lingură de sos pe jos, niște mere trase la tigaie mai dulcege, așa, adică, băi, ce tocană, unde e tocana? Nu era rea, dar n-avea zvâcul ăla. Damiane, habanero. Foarte bun. Eu n-am înțeles asta. Picant, e puțin picant, dar bun. Puțin picantă, dar un picant bun. Un picant bun, așa, gen puțin indian, gen un fel de curry, așa? Mai mult decât picant. Da. Am luat cu poftă un ardei, cred că era, și după aceea a început un pic să mă ia plânsul. Era foarte picant. Două dintre echipe au fost nevoiți să gătească legați la o mână. Wow. Între ei, dar, adică o mână stângă și o mână dreaptă. Wow, greu. A fost o poruncă dată de către unul dintre șefi. Eu n-am mâncat în viața mea iepure, dar a fost mare bunătate. Vinețică, dovlecel. Foarte interesantă abordarea, sosurile astea sunt ceva wow. N-a fost nici inundată în sos, dar mi s-a părut carnea un pic cam tare. Eu știu că aici e cu ceasul. Bă, fii atent, 30 de minute, mă pune aia, bă. Cum prea fier bine. Adică trebuia să se topească un picuț așa, știi? Trecem la următoarea farfurie. Continuăm cu bronz sau cu auriu? Auriu. Cu auriu. Așa. Cu auriu? Da. Trageți în față farfuria cu suport auriu. Care este cu bită. Poftă bună! Bine, o tot și asta. Da? Arată spectaculos, arată. De... Poți să o duci într-un restaurant, mai dă fițe așa, unde toate fițele după planetă și tohăniță la un minim rare. Da, n-ai ce să faci. Dacă-l fierbeam, mă nebuneam de cap. Nu mai scoteam nimic din el. La Cătălin, ca la mine, nici nu s-a seamănă. Adică... Nu-și dovită cu trufe și piure. Avea piure cu trufe. Adică ce tocană ia piure? Faci tocană fine dine, piure cu carne și sos. Bontea zice, de când se mănâncă tocana cu piure? Nu, Bontea, tu ai mâncat-o doar cu icre negre, scuză-ne, iartă-ne pe noi. Dar nu și pe departe de a fi tocană. Eu măcar am avut bunul simț de n-am pus piure. Orice tocăniță de vacă, de pui, de porc, nu merge cu piure, hai terminați, că unde e sosuleț poți să pui și piure. Doamna Gina, aș vrea să-mi dea și acasă pentru copii. Mi-e tare greu că mănânc fără copii. Cred. Mi-e tare greu. Wow. Cred că e cea mai bună vită pe care am mâncat-o vreodată și a fost combinat perfect tot. Asta e piure de cartofi? Piureu foarte fin la papilele gustative, dar trebuia un pic mai mult carnea fiertă. Ceva a fost răsos, dar mai mult în piure. Într-unul din piure, că am observat că au fost două, ceva un condiment care, nu știu, nu se lega cu restul. Puteți trece și la cea de-a treia farfurie. Asta arată cel mai bine, din punctul meu de vedere. La treia farfurie aveți mistreț. Cârnăciori, cum uite? Cârnați de pere, bacon, sos de vin, dulceață de vin cu sos de roșii, amestecat. Carnea de mistreț, cimbru, fenicul confiat, ciuperci trase la tigaie, mămăligă cu trufe. N-are cum să nu aibă gust. Simt un gura tocană, e la Dumitrescu, așa pare. A gustat de la Dumitrescu, bă. Mai dulce, mai arăta tocană la Dumitrescu. Un pic de bacon cu mămăligă, da. Un pic am prea dulce la mine. Bă, mi-mi place la tine dulce. Mai merge dulce, că e mistreț. Mă, merge dulce. Ar fi mers poate mai mult usturoiată decât atât de dulce, dar carnea este gătită perfect. Și la tine carnea ta. Păi, la mine mă era de așteptat, că Sorine. Păi, și ce purile cum e? Nu prea e când să o gătești, decât în oala cu presiune, știi? Și asta e un slow cooking, mai ales când faci mistreț. Ai nevoie de ore, 70 de minute e... Și amestecat. Carnea la el tare. Nu excelează nici a voastră la sos, nici a lui Dumitrescu. Doamne, Dumitrescu are mămăligă aia foarte uscată, care îți uscă gâtul și el nu are sos în farfurie. Asta e cea mai uscată de sos, celălaltă mai mult. Sos de vin roșu. Mistrețul, clar, vin roșu, mai cum. Avea și un pic de gust de gulaș. Sosul dulce acrișor peste mistreț mi s-a părut incredibil. Și mămăliga, nici nu știu cum e făcută, dar wow. Eu nu prea mai mănânc carne, da.
Am regăsit niște elemente românești cu cârnăciori și cu mămăliga și cu astea și foarte fain combinată. În tocana românească sau cel puțin tocana lui mama regăseam mai mult cartofii. Eu mă așteptam să văd și niște cartofi și niște... Că eu așa știu că e tocănița, dar... Asta precis iar lui Florin care e mămăligă. Eu m-am decis. Eu mai am dubii. În toate trei regăsești cumva gustul tocăniței, cum să zice, sau tocane. Că toate cele trei echipe sunt foarte talentate. Dintre toate am avut una mai favorită și mi-a plăcut chiar mai mult. Când noi gătim acasă, nu am face chestiile astea. Niciodată nu ne-am gândit la combinațiile astea între ele, dar e foarte interesant. Felicitări tuturor și succes în următoarele etape. Ah, tocana are piure? Care o câștiga, o câștiga. Tocana are piure? Depind. A mea nu pot decât să o laud, dar lui Dumitrescu seamănă, dar n-are sos de niciun fel, iar mămăliga este uscată, iar așa, Ponte, de Doamne ferește. Astăzi o jurizare cu emoții, pentru că astăzi chiar am și amuletă împotriva noastră, și carnea cea mai grea. Sper să câștig pe gust, că plating n-am avut. E greu, jurizarea grea. Nu au fost 11 degustători, au fost 10 degustători. Data asta, fiindcă sunt decât 10 farfurii, sunt mulțumiți cu 5. Ești, nu? Sunt. Cred că proba de astăzi mai mult noroc decât o farfurie bună. Sper să avem noroc. Deci mă rog, astăzi să avem noroc. Mi-a spus Gigi că na, romii nu mănâncă iepure ca atunci ghinion. Stau cu emoții foarte mari. Ce să mai am emoții? Gata, emoții. Eu am venit aici să am emoții. Păi dacă am emoții, nu mai sunt eu, 100%. Dar nu să am emoții. Eu vreau să mă distrez, să intre banda, să sărim în aer. Dacă pierdem azi din cauza lui Ahmad, pierdem. Doamne. De ce, șef? Ca și așa vreau eu. Hai că a pornit, a luat. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.